E șoc a unui ministru din guvernul Tudose. Ministrul turismului, Mircea Dobre, spune într-o declarație făcută în exclusivitate pentru Antena 3 că datele personale ale turiștilor care ajung în unitățile de cazare din România pot fi folosite oricând, de oricine, iar asta nu se întâmplă de ieri de azi, ci de aproape 10 ani, spune ministrul Dobre, care recunoaște că acum, în acest moment, oricine poate să fure aceste date personale declarate de turiști atunci când se cazează într-un hotel. Nu le furnizăm deja? Sunt furnizate deja datele. Sunt deja, da. Da, ok. Dar sunt, da, pe hârtie. Și nu avem o securizare. Că din momentul în care sunt pe hârtie, nu avem chiar o securizare a datelor cu caracter personal. În momentul actual, datele, spuneți dumneavoastră, pot fi furate cu ușurință. Da. Până ajunge la polițistul respectiv, știm ce se întâmplă cu acele date cu caracter personal? Nu cred că știm. E, nu cred că este o problemă că acum vrem să securizăm cât mai bine și să facem această chestiune într-un sistem electronic, într-un sistem online. Da, rămâne.